Eu sunt dintr-o familie de liberal, dar care vreau bine în țări. Nu. Circul de acum. Da. Bravo. Domnul primar, o singură rugăminte. Noi strângem semnături aici ca să-l trimitem acasă pe primul turist al țării. Dacă semnați și dumneavoastră, aveți aplauzele noastre ale tuturor. Ușor, ușor, și cei de la PNL semnează și îl dau jos pe Klaus Iohannis. Fiind foarte mulți oameni, a zis și domnul primar că mă invită la o cafea, el știindu-mă de mult timp din activitățile mele pentru reîntregire națională. Și l-am invitat în fața oamenilor și l-am invitat să semneze. Și bineînțeles că n-ai cum să refuzi poporul român. Au semnat. Eu merg din localitate în localitate, sperăm să ajungem în vreo 200 de localități luna aceasta, să strângem cât mai multe semnături, să ne apropiem de ținta de 3 milioane. Domnul Cazanciu, care a zis că o să voteze și el pentru demiterea lui Klaus Iohannis, așa că am speranțe, ne-a votat și ne-a semnat, de fapt, și un deputat de la PNL din țara Făgărașului, domnul Dumitru Flucuș, și pe măsură ce intrăm din județ în județ, ne spun oamenii, uite că și ăla e nemulțumit de Iohannis, și ăla e nemulțumit, la ce cotă de popularitate negativă mai degrabă are domnul Klaus Iohannis. Sunt convins că din ce în ce mai mulți o să vină alături de noi.